Un consilier local din legislativul orașului Hârlău a fost sancționat pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese. Este vorba despre alesul local liberal Maria Tereza Rugină, care a primit o sancțiune de diminuare a indemnizației de 10% pentru o lună, în urma deciziei autorităților competente. Un proiect de hotărâre în acest sens și discuții despre acest subiect au avut loc în ședința de Consiliu de pe 28 iunie. Consiliera a vorbit despre cum s-a ajuns în această situație. A fost vorba despre faptul că, în calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea hotărârii Consiliului Local din data de 29 octombrie 2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Probei de Interviu pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Hârlău, iar ulterior a participat la acest concurs, fiind declarată promovată în funcție de director adjunct, potrivit unui raport al Agenției Naționale de Integritate. Maria Tereza Rugină a precizat că la momentul respectiv nu și-a dat seama că greșește în activitatea de consilier local, dar privește această întâmplare ca o experiență de viață, din păcate, extrem de dură. Mulțumesc colegilor din acest consiliu local care au înțeles că n-am avut intenția de a frauda sau de a participa la un concurs în care eu să fiu favorizată și care m-au sunat și m-au susținut. Doi, sper, adică sunt convinsă că legea a constatat acest lucru. De asemenea, o să-i mulțumesc și colegului meu, Sârbu Radu, pentru că mi-a arătat cum să nu devin niciodată. Putea să-și asume și să spună în ședința respectivă acest lucru, asumat ca un consilier și viceprimar ce este. Țin să mulțumesc aparatul de specialitate că m-a îndrumat ulterior cu ceea ce am de făcut pentru am rezolva această situație care este, deși pare neimportantă pentru unii din acest consiliu sau pentru orașul Hârlău. Nu vreau să gândesc că cineva a dorit să zdruncine sănătatea mea și echilibrul meu, deși recunosc că este foarte dificil. Mă bucur că am ajuns în acest punct după 2 ani de zile de stres. Sesizarea către ANI privind această situație a fost făcută de viceprimarul orașului Radu Sârbu. Din acest motiv, a intrat în vizorul unor colegi din legislativul local privind această reclamație, precum și în ceea ce privește activitatea pe care o are din această funcție. Cu unii consilieri ca să fie eliminați, știți, unii din opoziție. Ăsta e procedura mea, să fie eliminați, știți, băi, spun adevărul, face și trebuie să fie eliminați. Dar la cine faceți referire? Nu, dumneavoastră, vorbesc. Ați nominalizat? Nu, dumneavoastră, ați spus doar să respectați legea. Atât, trebuie să, atât, dumneavoastră, pentru asta v-am spus. Doar trebuie să fiți un pic mai atent. Aduceți aminte cumva ca ședința respectivă, măcar o singură dată să se fie expus intenția ca eu să pot să-mi dau seama? Nu, dar ați știut fiecare, ați știut, vă spun. Da, bine, acum nu. Eu mă întreb. Prea mult. Deci asta a fost. Vă spun, să fiți un pic atunci mai atenți. Atunci aș fi fost vinovată, dar așa. În ședința respectivă. Și domnul Sârbu, felicitări pentru treaba care s-a făcut. Să vă fie de bine. Mulțumesc. Sunt de părere că aici, în Consiliul Local, toți consilierii locali trebuie să respecte legea. Și dumneavoastră ați respectat-o când ați fost votat? Când vin în Consiliul Local, să fie informat și să știe ce fac. Nu mi se pare corect ca un candidat să-și voteze propriul examinator. Nu este. Lucrați în învățământ. Acesta și este punctul dumneavoastră de vedere. Legea spune. Și nu văd corect acest lucru. Deci, asta doresc eu, să se respecte legea în Consiliul Local. Inclusiv dumneavoastră s-o respectați. Sigur. Și nu știu de ce deranjează o verificare. Nici eu nu știam dacă s-a respectat. Puteați să interveniți în ședință. Erați prezent dacă știați așa de bine legislația pe din afară. Da? Puteați să interveniți. Dar nu-i nimic. Învățăm. Totdeauna învățăm. Toată viața învățăm. Încă o dată spun, trebuie să respectăm legea în Consiliu. Inclusiv dumneavoastră. Sigur. Discuțiile pe acest subiect pot fi urmărite în integralitate în filmarea ședinței de Consiliu Local, ce poate fi vizionată pe canalul de YouTube BIT TV.